iată unde poți să mai mergi prin București, să mai vedem chestii frumoase. Miruna este chiar acum la Muzeul Antipa. Ne zice ce se întâmplă acolo și când putem să mergem. Bună, Miruna! Da, sunt la Muzeul Antipa, pentru că aici, timp de câteva luni, oamenii vor putea vizita o expoziție extrem de interesantă. Se numește Venin frumusesc de neatins și este vorba despre animale veninoase vii, unele dintre cele mai veninoase specii de animale care se regăsesc în topurile animalelor veninoase. Mai multe despre această expoziție ne va spune însă domnul doctor Alexandru Iftime, muzeograf aici la Muzeul Antipa. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc! Expoziția noastră cuprinde mai multe zeci de specii de animale veninoase, în principal reptile, din care avem mai multe zeci de specii de șerpi veninoși, dar și o șopârlă veninoasă, una din cele câteva specii de șopârle veninoase existente în lume. Pe lângă acestea, avem și câteva specii de amfibieni cu secreții toxice, acele broscuțe foarte frumos colorate, și câteva nevertebrate veninoase, tarantule, un scorpion, niște miriapode. Între speciile mai deosebite, am enumerat mamba neagră, un șarpe foarte periculos, da? Taipanul din Australia, unul dintre cele mai veninoși șerpi din lume, ca toxicitatea veninului, de asemenea foarte periculos. Avem specii de vipere foarte frumos colorate din Africa, avem șerpul clopoței din America de Sud și alte specii care, să zic, că vor rămâne surpriză pentru vizitatori. Acum că suntem la capitolul șerpi, eu am o curiozitate, aș vrea să vă întreb dacă în România există specii de șerpi veninoși. Da, există 3 specii de vipere. Sunt relativ rare, sunt specii protejate. Sunt întâlnite în zone destul de întinse din țară, în zone montane și submontane, în sud-vestul țării, în unele zone din Dobrogea și chiar și din Delta Dunării și din Podișul Moldovenesc. Când putem vizita expoziția și până când? O putem vizita în fiecare zi, da? Între ora 10 și 19, ultima intrare la 18, și expoziția va fi deschisă până pe 1 mai în acestui an. Vă mulțumim foarte mult pentru informație. Am aflat un lucru nou, recunosc, nu știam că există șerpi veninoși la noi în țară, așadar trebuie să avem grijă. Dacă v-am făcut curioși, puteți veni aici la Muzeul Antipa. Biletul nu este foarte scump, puteți să-i luați și pe cei mici. Cu siguranță vor fi foarte interesați de ceea ce vor vedea aici. Frumos,